Inspectorii de muncă au efectuat 230 de controle în domeniul relațiilor de muncă. În urma controlelor efectuate s-au aplicat 83 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind aproximativ 240.000 de lei. În cadrul controlelor au fost depistate 35 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată. În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii ITM au efectuat 81 de controle. În urma controlelor efectuate s-au aplicat 64 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei. Ca urmare a interogării Registrului General de Evidență a Salariaților, s-a constatat faptul că, la data de 1 decembrie 2018, figurează ca fiind înregistrate 130.499 de contracte individuale de muncă active, din care 120.315 pe durată nedeterminată și 10.184 pe durată determinată.